Din primele date, se pare că bărbatul în vârstă de aproximativ 60 de ani, a cărui identitate nu este cunoscută încă, se află în zona căii ferate. Este posibil ca acesta să fi vrut să traverseze și să nu fi auzit trenul personal 8343, care tocmai trecea prin zonă. A fost lovit în plin și secționat de tren. Nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Un echipaj SMUR din cadrul ISU Călăraș s-a deplasat la fața locului, dar medicii nu au putut face nimic. Polițiștii au demarat o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului. Oamenii legii au în calcul mai multe variante, printre care și cea de suicid. Trupul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală.